Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, cu pași repezi ne apropiem de votul din 10 noiembrie. Campania electorală se cam încheie. Domnul Marius Dunca, senator, președintele PSD Brașov, susținător, dacă mai era ca să completăm, al fostului premier al României, doamna Viorica Dăncilă, este aici în studio. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Știți că am mai discutat cu niște colegi de-ai dumneavoastră, inclusiv cu doamna Dăncilă, apropo de subiectul ăsta. A picat bine căderea guvernului ca să aibă timp doamna Dăncilă să-și facă campanie electorală pentru funcția de președinte al României? Pentru Partidul Social Democrat a picat bine. Pentru țară, din păcate, nu. Pentru că ce vor face cei care au venit la guvernare? Deja, în primele zile, dau dovadă de incompetență și lipsă de profesionalism. Noi am lăsat, după 3 ani de guvernare, am lăsat o moștenire. Și nu grea o moștenire. Astăzi vă pot spune, Comisia Europeană, azi dimineață, a spus că România crește de 4%. Fondul Monetar Internațional, 4%. Berdu, 4%. N-ai cum să contrazici. Mergem pe stradă. Oamenii o duc mult mai bine decât acum 3 ani. Și lucrul acesta se văd și în salariul minim pe economie, care a crescut cu 66%, și pensiile, și am redat și demnitatea și mândria de a fi profesor, de a fi medic, investițiile care s-au făcut. Deci toate lucrurile acestea le-am lăsat noi moștenire. Și, încă o dată spun, a ieșit și guvernatorul Băncii Naționale, domnul Mugur Isărescu, care a spus că România este pe creștere. Și nu domnul Mugurisărescu, care nu e chiar un prieten al PSD-ului. Nu este un prieten și știți foarte bine lupta pe care am avut-o în acești 3 ani cu guvernatorul Mugurisărescu. O luptă, evident, pe proiecte și pe principii. Cel mai mult mă deranjează când se fac, când ceilalți fac atacuri la persoane. Și în această perioadă de 3 ani de zile am atacat doar persoane. Noi am venit cu un program de guvernare, domnul Ghiță. Am spus cum arată România în 2016 și cum va arăta după 4 ani de guvernare cu Partidul Social Democrat la guvernare. În 3 ani de zile am reușit să implementăm 75% din programul de guvernare. Deci ne-am dus la bun sfârșit. Și am avut, extrem de important, am condus și președinția pe perioada guvernării, președinția Consiliului Uniunii Europene, care a fost cea mai bună președinție rotativă dintre toate statele. Câte argumente ar trebui să mai dăm? Și aceasta este durerea mea. Câtă manipulare, câtă dezinformare a ajuns în piață. Când pensionarul, m-am întâlnit cu un pensionar, el a primit 150 de lei în plus de la 1 septembrie și soția lui 250 de lei. A intrat 400 de lei în casă. Și el spunea că nu sunt bani de pensii și salarii. Și zic, domnule, dar ai primit acești bani? Dacă dumneata îmi spui că ai primit bani. Și atunci de ce spui? Mereu guvernarea de dreapta vine, nu sunt bani. De când ne știm, din 2012, după care 2017-2018, nu vor fi bani de pensii și salarii. Au fost bani și de pensii și de salarii. Și de creștere economică. Să ai creștere economică în 3 ani de zile. Creștere economică. Să fie a doua țară din Uniunea Europeană cu creștere economică. O dovadă de profesionalism. Și toate aceste lucruri le-am realizat pe o perioadă unde toată lumea ieșea în stradă să ne critique fără argumente. Doar atacuri la persoane, nu pe proiecte. Nu pe viziune. Cum va arăta România? Ce se întâmplă în această campanie? Că suntem în campanie. Vorbește cineva despre țara noastră? Vorbește despre cum va arăta țara pe o perioadă? În afară de candidatul Viorica Dăncilă, nimeni nu vorbește. Toată lumea, sau contracandidații doamnei președinte Viorica Dăncilă, atac la persoană. Nimeni nu vine atac la proiect, la viziune. Încotro România. Apropo, actualul președinte, tovarășul Werner, l-ați văzut la vreo emisiune televizată? În care să vorbească despre România, despre frumusețile României, despre tradiție, despre istorie, despre mândria de a fi român. Nici de Paști, măcar o dată de Paști și o dată de Crăciun să ieși, să le vorbești și să le spui ceva. Pentru că reprezinți România, dar el nu se mândrește cu România. Și am văzut lucrul acesta că ne-a atacat pe toate fronturile. Și când s-a dus la Bruxelles, a fost bine primit și cu laude pentru ceea ce a făcut guvernul PSD. Apropo de lucrul ăsta, procentele pe care le spuneați, 75% ați reușit să faceți din, ce, din 100% cât v-ați propus, 25% din păcate n-ați mai apucat.
ce a fost la moțiunea de cenzură? Unde s-a produs fisura? Pentru că, la cum spuneți dumneavoastră că sunt lucrurile, în mod normal, doar o trădare masivă din interior putea să vă doboare. Dacă ne uităm în istorie, dacă ne uităm în istorie, să vedem că poporul acesta parcă de multe ori a fost blestemat și au fost câțiva trădători și în istorie. La noi au trădat câțiva și au trădat, cred că, pentru interesele personale. Haideți să vedem. Noi am avut o majoritate PSD-ALDE, două partide. Acum, cu PSD care avea 48% și cu ALDE care avea 6%. Acum, avem un PNL care are 20%, urmat de USR, urmat de UDMR, de PMP, de Pro-România, unde acolo putem să... Adică PSD-2, ca da? Să... Da? UDMR plus minorități. 7 entități. Vă dați seama câte nemulțumiri se vor crea? În ce instabilitate am intrat noi și incertitudine? Dar dacă lumea a spus că nu suntem buni, i-am lăsat pe ceilalți. Păcat pentru această țară. Pentru că a fost o perioadă doar de creștere. Doar de creștere. Vă rog frumos să mergem în căminele studențe să vedem parcările pline. Dacă la studenți toți au mașini, sau o parte dintre ei, parcările sunt pline, acolo se vede bunăstarea. Dacă parcările, supermarketurile sunt pline, mergem în parcările depozitelor de materiale și construcții, sunt pline, lumea mai repară ceva. Mergem la magazinele unde avem electrocasnice, vedem foarte multă lume. La casă, weekend plin. În domeniul turismului, că vorbesc acum de acest segment, Poiana plină. Capacitatea de gradul de ocupare este undeva la 80%, media pe an. Și știți bine ce înseamnă în sezon. Când un concediu aici sau revelionul costă mai mult decât costă la Dubai. Ceea ce este un lucru foarte bun. Acel TVA de 5% pe turism a fost extraordinar și binevenit. Voucherele care au intrat în piață și încă un lucru extrem de important. În 3 ani de zile, 1,3 milioane de români au ieșit din pragul de sărăcie. Au revenit în clasa de mijloc. Dreapta întotdeauna. Ce o să facă dreapta? Eu vă spun. Ce am făcut noi și ce au făcut ei? Când au venit la guvernare, au tăiat pensiile, au tăiat salariile și au închis spitalele. Și acum vin cu același mesaj. Tăierte. De la 1 ianuarie ar trebui salariul minim pe economie să crească cu 100 de lei net și cu 150 de lei la cei cu studii superioare. Netul. În buzunar. Sper ca lucrul acesta să rămână așa, nu cumva să oprească acest lucru. Pentru că ce gândire am avut noi? Și ceea ce s-a și demonstrat în cifre. Creștem salariile, pensiile, automat mai mulți bani la bugetul statului și putem să ajutăm toate segmentele. Și pe investiții și am crescut economia și produsul intern brut, și PIB-ul. Da? Și încă un lucru care mă deranjează, acea dezinformare de am împrumutat țara. Nu am împrumutat țara, din contră. Am luat-o la datoria guvernamentală 37,3%, suntem la 35% datorie guvernamentală. Știți cât este media Uniunii Europene? 80% fiecare țară. Numai mi-aș dori enorm de mult și sper să nu se întâmple să ne ducem iar să ne împrumutăm de la femei. Sper să nu se întâmple pentru că există bani pentru toate segmentele. Pentru că noi am găsit un echilibru. Am ajutat anul acesta acest sector, anul viitor acel sector și am creat un echilibru. Avem nevoie de echilibru. Nu bogații cu bogații, săraci cu săraci. Ceea ce vor face cei de dreaptă. Cei de dreaptă întotdeauna. Noi bogații cu bogații și săracii se lăsăm la o parte. Astea sunt doctrinele, nu? Până la urmă, fiecare cu doctrina lui. Dacă sunt oameni care votează și cu dreapta, este clar că nu ar vota numai bogații cu dreapta, nu? Adică să fim serioși. Bogații nici nu se duc la vot, domnul, că nu se deplasează. Da, sunt bogați și gata. Cred că se vor duce la vot. Duce, hai, și 1% vor alege cu inima și... Încă o dată, să fie o dezbatere. Vorbeam de bogați, nu de poporul român în general. Vedeți un tur 2, Viorica Dăncilă, Klaus Iohannis. Categoric. Viorica Dăncilă, Klaus Iohannis. Și aștept acea dezbatere între cei doi. Credeți că se va întâmpla atunci când vor rămâne ei doi? Acum să zicem că poate președintele în funcție n-a dorit să se întâlnească cu, nici nu știu, îmi cer scuze, nici nu știu câți contracandidați are.
știu, pe vreo câțiva care sunt mai celebri sau păi, unii pe care au trecut pe aici. Păi, cei de la, de cei de la USR care aveau o campanie fără penal, într-adevăr, el a luat bani și a dat surorii. Da, asta a dat în familie. El a zis că e familist, nu e penal. A ieșit cu o campanie. Și acum l-am prins cu mâța. DNA-ul l-a prins cu mâța în braț. Ați văzut? Toată povestea aceasta, fără penal în funcții publice. Și atrag atenția. Sunt și foarte mulți cei care ieșeau în stradă din Brașov abonați acolo. Și le-am scoate la timpul potrivit pe fiecare. Da? Pentru că au ieșit și ne-au povestit și ne-au înjurat. Au creat acest disconfort și această panică. Că ei sunt cinstiți și drepți. Și uitați-vă ce se întâmplă cu ei. Da? Acum văd că cei din dreapta vin cu mesaje să-i dăm pe toți afară. Pile și relații. Și văd că comisarul european se duce soția domnului Crin Antonescu, fost președinte Partidul Național Liberal. Cum Dumnezeu? Lucrurile așa, peste noapte. Ce mă deranje enorm de mult să nu se oprească proiectele pentru care am muncit. Proiectul Aeroportul Brașov. Pentru că eu, împreună cu colegii și în mod special doamna ministru Roxana Mânzatu, s-a luptat pentru finanțare și a deschis discuția Comisiei Europeană pe fonduri europene și s-au alocat, primul guvern care a alocat bani pentru aeroport, 23 de milioane de lei. Și suntem și cu spitalul regional să facă la Brașov. Avem nevoie de aceste investiții. Mai mult ca oricând. Brașovul are nevoie, brașovenii au nevoie. Dar de ce credeți că s-ar opri? Pentru că ministrul fondurilor europene Boloș a zis că nu este rentabil și sustenabil. La audierea în comisie a spus că nu este. Proiectul aeroportului la Brașov nu este sustenabil și rentabil. Fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor. 2 ani de zile. Și actual ministru. Și trag atenția să nu se blocheze. Și trag atenția Partidului Național Liberal. Și să aducem amendamente acum la buget ca toți banii să vină de la bugetul statului. Am deschis cutia Pandorei. Guvernul PSD. Să vedem guvernul PNL câți bani va aloca pentru acest proiect. Necesar și util brașovenilor. Da, s-a discutat mult despre aeroport, aeroporturi, dacă vreți, nici cel de la Sibiu nu este foarte departe, nici cel de la Târgu Mureș nu este foarte departe, însă zonele, de fapt, că aici, probabil că și Comisia Europeană a luat o decizie în acest sens, zonele pe care le deservesc, felul în care deservesc acele zone, aeroporturile de care am pomenit, nu sunt fezabile. Pe când un aeroport la Brașov, în cea avem mai importantă zonă turistică a țării, indiscutabil. Este cu totul și cu totul altă atenție, discuție. Și avem și foarte multe investiții în județul Brașov. Apropo de investiții, cred că în România, chiar mai multe dacă ar exista aeroport. Investițiile străine în România au crescut cu 0,6 miliarde de euro. Deci au avut încredere investitorii străini în România. Și în toate măsurile pe care taxele și impozitele sunt mici în România, toate măsurile de relaxare fiscală pe care le-a luat Partidul Social Democrat, uitați-vă, salariul în construcții, 3.000 de lei. Am scos oamenii din zona, să spun, neagră și am albit. Toate lucrurile acestea, am creat șomajul, a ajuns undeva la 3,8%, de la 5,4%. S-au creat locuri de muncă prin toate aceste măsuri. Am venit cu programul Startup Nation, pe care dreapta vrea să-l blocheze. 17.000 de firme, oameni cu idei, tineri care au terminat o facultate și au avut o idee, au accesat acest proiect. Toate lucrurile acestea le-am făcut și le-am implementat, evident, și cu votul de încredere pe care l-am primit în 2016, când am candidat la parlamentare, că am venit cu un program, dar ne-am ținut de încredere și nu am dezamăgit. Dar, din păcate, toată ura aceasta care s-a creat în societate nu este numai în România acum, nu scoatem noi din contextul general și zicem că e un context specific în România. Dar avem mai mult ca oricând nevoie de unitate, de solidaritate și dacă noi am venit cu un program de guvernare, aveam nevoie doar de sprijin. De sprijin și toată lumea să tragă la acel program de guvernare. Noi am reușit. Am reușit și sunt mândru de lucrul acesta. Sunt mândru că fac parte din Partidul Social Democrat. Sunt mândru pentru ceea ce a făcut acest partid la nivel de țară. Nu și-a trădat țara și nu și-a trădat nici cetățenii. Credeți că efervescența aia pe care au creat-o legile justiției, ordonanța aceea 13, ieșirea masivă a oamenilor în stradă, au erodat un pic imaginea PSD-ului? Evident, de la acel moment încoace. Am scăzut în sondaje și atunci, dar uitați-vă, l-am acuzat pe Dragnea. Unde este Dragnea? La pușcărie.
S-a schimbat vreo lege? Copos. George Copos. A fost vicepremier, parlamentar, investitor în județul Brașov. Un investitor mare al județului. În Poiană, da? A câștigat la CEDO. Că a stat în un an de zile. Cine plătește? Cine plătește? Da? Toate aceste lucruri. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule Ghiță. Câți proprietari sau câți acționari români cunoașteți de companii mari? Să zicem, destui. Români? Români, da. Români. Români, destui. Nu foarte cumva mult. Avem numai multinaționale și noi nu mai avem nimic? Domnul Ghiță. Dar știți, de ce, le spun multinaționale? Că sunt peste tot, în toate țările. Salariul minim pe economie în 2012, pe perioada de dreapta, era 700 de lei. Salariul minim pe economie. Adică erai sclav în țara ta. Înțeleg? Atragem investitori, da. Să câștigăm împreună. Nu doar lasă că noi venim, investim, vă folosim forța de muncă, taxe și impozite nu vă plătim, salariile mari. Îi angajăm pe o firmă din Germania, cunoaștem foarte bine, ca să nu plătim taxe și impozite în România. Deci lucrurile astea nu numai că se întâmplă, dar sunt unele care sunt și la alt nivel, probabil mult mai grav. Aici, din păcate, primul exemplu care mi-a venit în minte este Adrian Năstase. Acum asta e, ce să fac? Nu mi-a venit altit. Da. Apropo de lucruri care s-au întâmplat în perioada când domnia sa era prim-ministru. Am intrat în Uniunea Europeană cu Adrian Năstase, ne-a băgat? Da. Au venit multinaționale, domnul Dunca. Am intrat? Deci s-a deschis granița în ambele direcții. N-avem da, ce dar să atenție, facem. Am mers foarte mult pe creșterea salariului minim pe economie și noi am fost criticați de dreapta că am mers. Am crescut salariul minim pe economie, am venit cu măsuri de la relaxare fiscală, TVA-ul 19%, impozitul pe cifra de afaceri, da? Scăzut. L-am scăzut la 1%, impozitul pe cifra de afaceri. Deci sunt câteva elemente de încurajare să investim, dar atenție. Forța de muncă nu poți să-ți faci joc. Pentru că în momentul de față, vedeți că importăm forță de muncă. Pentru că cei mai mulți da, au plecat din România pe perioada de dreapta, 2004-2012. Cei mai mulți români. Doctorii ne vin din nou în țară. Vin să lucreze aici. Uitați că lucrurile acestea le-am echilibrat. În timp, dar le-am făcut. Evident, au fost și minusuri. Dar mai aveam nevoie de timp. Cu un program de guvernare noi am venit pe 4 ani. Și atenție, extrem de important. Am spus ce facem în fiecare an. Cu implementare, cu termene asumate. Ceea ce se întâmplă acum cu actualul guvern, e o bătaie de joc. Deja încep tăieri, comasări de spitale, ceea ce au anunțat. Să ne ferească Dumnezeu. Aceste drepturi au fost câștigate de către români. Să nu cumva să vină să taie aceste lucruri, că am muncit împreună cu poporul român să le facem. Să nu-și bată joc de poporul român și să apere interesele altora și nu al românilor. Ne întoarcem la candidatul Viorica Dăncilă, că mai sunt vreo 2 zile și trebuie să punem ștampila acolo. Credeți că este pregătit poporul român pentru un președinte femeie? A fost. Americanii n-au fost, că dăm un exemplu de curând. A fost o luptă și între Hillary și Trump. Fiecare a venit cu o viziune de tot ce se întâmplă și în America. Da, poporul român este pregătit. Primăria municipiului București este condusă de doamnă. Germania este condusă de o doamnă de fier. România, tot ceea ce v-am spus dumneavoastră, toate proiectele și ce s-au întâmplat până acum, sub conducerea Vioricăi Dăncilă, este cel mai pregătit candidat pentru a prelua funcția supremă de președinte a României. Și ne reprezintă, pentru că este alături de fiecare român. Avem nevoie de un președinte să simțim că este al nostru. Și acum o să fim sinceri. Nu l-am simțit niciodată pe tovarășul Iohannis. Și zic tovarăș pentru că acum câțiva ani ne critica să nu lăsăm toată puterea într-o singură mână. Acum este și președinte, și premier, se duce și prin ministere. Am văzut. Interesant. Dânsul de la 6 case mai are 4 case. Din câte am înțeles, este foarte supărat că la primărie câștiga enorm de mult. Acum i-au dispărut 2 case și are și ceartă în familie, că reproșează doamna. Da, el e curat, imaculat. Și mai are și datorii la bugetul statului. Da, Viorica Dăncilă este pregătită și noi ar trebui să fim pregătiți să votăm Viorica Dăncilă pentru că avem argumente și exemple pe care vi le-am dat în aceste minute. Bun, plecând de la premiza că românii or să iasă număr mare la vot, este o premiză care avantajează PSD-ul sau nu? De obicei, în alegerile de prezidențiale ne-a avantajat participarea la vot. Contează enorm de mult ce se întâmplă și în diaspora.
Și mereu s-a găsit tot felul de subiecte emoționale. Noi am câștigat alegeri și 2004. Dacă vă aduceți aminte... Bine, s-au mai culcat unii președinți dimineață, nu mai era Mihaela, nu știu ce. Adrian Năstase ar putea pierde alegerile. Nu credea nimeni că Joan ar putea pierde alegerile. Ponta cu Werner. Diferență uriașă. Și de abordare, și știm foarte bine, acea dezbatere. Dar lucrurile s-au schimbat. Până nu vedem că s-au numărat toate voturile și Becu anunță cine este câștigător, nu putem să spunem nimic. Sondajele, ați văzut și dumneavoastră, de multe ori se pot interpreta. Da, sondajele... Dar am mare încredere și lucrul acesta l-am simțit pe stradă, de la alegerile europarlamentare. La alegerile europarlamentare, într-adevăr, a fost un val de furie. L-am înțeles. Da, am discutat noi la momentul potrivit despre cum a reușit PSD-ul să pierdă. Dar acum ieșim pe stradă, lumea s-a dezmeticit. Această instabilitate, medicii, profesorii, medicii deja, cu noi ce se întâmplă, încotro. Pentru că cât am fost la guvernare, știam că am plecat de aici și vom ajunge acolo. Împreună. Evident că erau critici, dar știam unde. Am arătat linia unde vrem să ajungem. Acum nu știm. Incertitudine totală. Dezvoltatorii imobiliari nu mai dau drumul la niciun proiect. Încearcă să-și menajeze tot. Ne uităm ce se întâmplă pe partea economică, cu ce declarații vine actualul ministru. Ministrul Finanțelor, care mie mi se pare, mie și coleg, din păcate, mi-e coleg la Senat, mi se pare o caricatură de ministru. Dar ați văzut și dumneavoastră, trei miniștri n-au primit avizul la cele mai importante ministere. Bine, acum, dacă îmi permiteți o glumă, probabil că reacția dumneavoastră este întemeiată, sunteți colegi și așa mai departe. A mie cea mai tare reacție mi s-a părut cea a Olguței Vasilescu. Adică, eu aș accepta de la multă lume niște reacții, dar ea... Bine, mă rog, nu vreau să fiu răutăcios, că nu e momentul. Toată lumea, cam toate partidele politice, chiar și vedete de televiziune, actori și așa mai departe, ies în momentul ăsta în spațiu public și spune, hai să ieșim la vot, hai să cumva să-i atenționăm prin votul nostru, indiferent pe cine votăm, mă contează, dar să-i avertizăm prin votul nostru pe politicieni că s-a terminat perioada aia de 30 de ani de după Revoluție, că se împlinesc în decembrie, se împlinesc 30 de ani de la Revoluția, cum vreți să-i spuneți, din 1989, da? Au trecut 30 de ani, am văzut ce era de văzut, am învățat ce era de învățat și gata. De acum ieșim la vot, pentru că doar prin vot se poate penaliza, respectiv, încredința, nu? Până la urmă, o sarcină sau o funcție unui om. Că este brașovean, că este din altă parte, nu contează. Actorii, vedetele sunt multiplicatori de mesaje, formatori de mesaje. Și mesajul pe care îl dau este unul foarte bun. Să nu uităm că au murit foarte mulți români pentru acest drept. Și ar trebui să nu-i dezamăgim. Da? Trebuie să, din punctul meu de vedere, să-i facem mândri și să ne facem această datorie. E dreptul nostru. E un drept constituțional, e un drept câștigat și ar trebui să ne exercităm acest drept. Da, probabil că ar trebui încet, încet să înțelegem că anumite drepturi pe care le avem, la un anumit nivel, ne creează și obligații. Ne creează... Să nu mai stăm doar cu să ni noi se dea, să ni se facă... Noi spunem că avem drepturi, facă... dar obligații nu avem. Și să ne informăm foarte bine. Când luăm decizia de a vota, să fim responsabili de vot. Din păcate, extrem vedeți, televiziunile naționale, să zicem că televiziunile locale, probabil că același lucru se întâmplă în toată România, cum se întâmplă la Brașov. Și zicem, televiziunile locale invită toate părțile politice implicate, avem discuții decente, mai facem și o glumă, lucrurile merg într-o anumită direcție. Oamenii văd ce are fiecare de spus cu adevărat, fără să existe întrebări capcană, fără să existe subînțelesuri și așa mai departe. Dar vedeți, televiziunile naționale au cu totul și cu totul o altă abordare. Și atunci deja au o ștampilă pusă. La ăștia nu te uita că-s cu PNL-ul, la ăștia nu te uita că-s cu PSD-ul exclusiv, la ăștia nu te uita că-s cu USR-ul, adică, sau uită-te, dar trebuie să ții minte că sunt cu unii și cu alții. Domnul Ghiță, cred că ar trebui să vorbim despre proiecte. Și aici avem un rol extrem de important. Toți trebuie să muncim și să dezbatem proiecte. Și o zic de fiecare dată, mințile luminate discută idei și proiecte. Mințile medii discută evenimente, iar celelalte discută despre oameni. Este un moment extrem de important pentru noi, mai ales și anul viitor, că vor veni alegerile locale și parlamentare. Să ne informăm mai bine.
avem surse de unde, de unde să ne informăm, să discutăm despre proiecte. Cum putem și noi să fim implicați în acele proiecte, să aducem plus valoare, să fim noi schimbarea pe care vrem să o vedem. Că și noi politicienii, să știți că nu suntem veniți de pe lună, suntem produsul societății. Societatea ne formează. În tot ceea ce facem și în programul de guvernare pe care l-am făcut în 2016, am avut foarte multe consultări cu sindicatele, cu specialiștii din toate domeniile. Așa vom face și la Brașov în viitor. Și mi-aș dori enorm de mult ca să luăm informații și să oprim această ură și să nu stăm în spatele calculatorului și doar să înjurăm. Din contră, să venim cu lucruri constructive, să venim cu plus valoare. Avem nevoie de plus valoare. Ca să vă dau un exemplu așa pe final de emisiune, din spatele calculatorului și cu niște mesaje foarte bine țintite, s-a întâmplat Brexitul. Da. Deci atenție, din spatele unor calculatoare, rețele și așa mai departe, acolo a apărut ideea, s-a dezvoltat, a crescut și a ajuns și la realitatea. Iar realitatea o vedem e cu totul alta. Este cu totul alta. Da. Mulțumim frumos, Marius Dunca, senator, președinte PSD Brașov, susținător al președintelui Partidului Social-Democrat în cursa pentru Cotroceni, doamna Viorica Dăncilă. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Anghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT. Se întreabă de ce facem asta. Pentru cei ce se trezesc înaintea tuturor. Pentru cei ce încă mai cred că se poate. Pentru cei ce încă scriu România. Pentru că nu există, nu se poate. Pentru România noastră, cea de toate zilele. Pentru fiecare român. Thank you.